Scrisoare deschisă adresată ministrului Justiției Tudorel Toader. Peste 180 de magistrați au transmis ministrului Justiției o scrisoare deschisă în care îl critică pe Toader pentru demersul său privind Ministerul Public. Ei spun că afirmațiile șefului Justiției pot aduce prejudicii societății atât pe plan intern cât și la nivel internațional. Iar în contextul desfășurării unor anchete penale importante și de impact, poziția actorilor oficiali trebuie să fie una echilibrată și responsabilă. De asemenea, magistrații își arată susținerea față de procurorul general Augustin Lazar și față de secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Reacția magistraților vine după ce ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat luni că decizia de evaluare a procurorului general Augustin Lazar nu a venit din senin, ci a observat de-a lungul timpului că Ministerul Public s-a îndepărtat de la rolul constituțional pe care îl are, de la rolul de garantare a drepturilor cetățenilor. Toader a explicat că a anunțat de mult că va fi făcută o astfel de evaluare și că nu poate spune că rezultatele vor fi pozitive sau negative.